Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM. Vă salut, dragi prieteni, bine v-am regăsit la Academia Europa FM. Vă mărturisesc că mi-aș fi dorit un subiect mai pozitiv în seara asta, dar iată că realitățile din școlile noastre descurajează uneori orice încercare de a evidenția și lucrurile bune care se mai întâmplă în sălile de clasă. Și iată, mai ales atunci când avem cazuri de astea deosebit de grave, despre care trebuie să vorbim și trebuie să spunem că nu sunt în regulă, mai ales atunci când, iată, e vorba în primul rând despre siguranța copiilor noștri. Și vă amintiți cu siguranță, tot am vorbit aici de la microfonul Europa FM despre violențele, agresiunile, bullying-ul pe care le vedem așa în permanență în școli și par un fenomen scăpat de sub orice control. Iată, mai zilele trecute, un copil de clasa a patra a fost abuzat sexual de unul dintre colegii lui de clasă, în toaleta școlii, în clasa a patra. Cine este de vină, ce putea fi făcut și ce mai putem face în această situație? Iată câteva întrebări la care aștept răspunsurile și comentariile dumneavoastră, ca de obicei la numărul de telefon 0372069599 sau pe pagina noastră de Facebook. Alături de mine în studio se află Anda Berceanu, director executiv Federația Părinților și Aparținătorilor Legali. Bună seara, mulțumesc tare mult pentru prezența în studio. Bună seara, mulțumesc și pentru invitație. Și prin Skype ni s-a alăturat Mihaela Seserman din partea Asociației Transcena. Bună seara, ne auzim, ne vedem. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Un subiect, doamna Berceanu, doamna Seserman, un subiect extrem de sensibil, inconfortabil chiar. Spuneam la începutul discuției noastre că parcă mi-aș fi dorit cu totul altceva, dar iată că se întâmplă lucrurile astea. Doamna Berceanu, cum este posibil un astfel de caz într-o școală? Într-o școală în care știm că ne trimitem copiii pentru a fi supravegheați, pentru a se afla în siguranță alături de niște adulți, nu-i așa? Cum se poate întâmpla așa ceva? Da, cazul a fost șocant, probabil că și prin prisma vârstei copiilor și prin prisma faptului că s-a întâmplat în incinta școlii, teoretic te gândești că așa ceva nu ar putea să se întâmple. Pe de altă parte, trebuie să fim destul de sinceri, chiar dacă descriem o realitate mai dură. Aceste cazuri s-au mai repetat în școli și agresiunea a existat sub diverse forme, chit că a fost între colegi sau chit că a fost chiar din partea unui adult al școlii. Eu interpretez această situație ca fiind cumva un rezultat firesc al nepăsării sistemului. Da, încerc să înțeleg... Ok, încerc să mă obișnuiesc cu ideea asta cu conceptul ăsta de nepăsare, dar în primul rând trebuie să existe și sunt convins că există niște regulamente, niște proceduri, niște ceva, orice, care vizează siguranța copiilor, atât în timpul orelor, cât și în pauze, și pe holurile școlii, și în toaletă, și în pod, dacă e nevoie. Ce a lipsit aici? Aici cred că a lipsit, în primul și în primul rând, nu știu, mai ales că vorbim de elevi de clasa a patra, mă gândesc că ei au o legătură, ar trebui să aibă o legătură strânsă cu învățătorul, învățătoare. Pentru că stau în fiecare zi cu aceeași persoană, ai ocazia să-i observe, dincolo de transmiterea de conținut și de învățarea în sine, ai fi putut să observe. Mă gândesc că totuși un copil de genul acesta ar da niște semne, un copil care ar fi dispus să agreseze la modul acesta. Apoi, se ridică problema de ce nu a auzit nimeni, de ce nu a intervenit nimeni, profesor de serviciu, pază, cât de sigure sunt școlile. O soluție ar mai fi fost să fie existat camere de audio-video în școli, dar știm că în școlile de stat nu prea se dau drumul decât la examenele naționale. Păi, poate ar fi momentul să ne gândim, da, la orice ar putea descuraja astfel de exact. Lucruri. Bine, acum intuiesc cumva și răspunsul din partea unei instituții de învățământ și nu numai în cazul de față, în general, școlile din România, n-avem personal, n-avem dotări, n-avem camere de filmat, n-avem nimic deloc absolut, dar uite că efectul acestui NAM, iată doi copii care fac ce fac. Doamna Seserman,
Doi copii de clasa a patra. E șocant, este șocant să vorbim despre așa ceva. Și vă cer o părere. Eu nu sunt neapărat specialist, dar parcă nu m-aș grăbi să etichetez un copil drept agresor. Sigur, avem un copil abuzat, un copil abuzator. Nu m-aș grăbi, în schimb, să pun o etichetă pe niciunul dintre ei, pentru că mie îmi par victime amândoi. Fără îndoială că mulți dintre noi se ghidează după principiul că un copil este produsul părinților, dar și adulților cu care interacționează. Nu poți să pui vina pe un minor, mai ales la vârsta aceasta, și să spui că el este rău. Și dacă vreți, toate principiile pe care le respectăm în zilele noastre se bazează pe ideea că nu există nimeni care să se nască rău și că, într-o mare măsură, comportamente precum acesta sunt rezultatul lipsei de atenție din partea adulților, combinat cu modele nepotrivite, combinat cu experiențe cu copii care sunt un pic mai mari decât vârsta celui care are comportamente agresive, o multitudine de factori pe care un copil la vârsta aceea nu-i poate gestiona, astfel încât să controleze partea rea și să rămână cu o parte bună. Deci, cumva, educația adecvată și controlul procesului de formare, inclusiv de formare morală, lipsește în cele mai multe cazuri și lipsește cu siguranță atunci când vedem copii care au comportamente de agresori. Da, o să mai am o curiozitate aici, că încercam să-mi dau seama cum îi putem ajuta acum pe copiii ăștia, în condițiile în care știm foarte bine și am dezbătut săptămânile trecute faptul că în școli nu prea avem consiliere, avem un consilier la 1000, la 1500 de copii, ce să facă și omul ăla? Aici, mai ales într-o situație de genul ăsta, ai nevoie de oameni care să aibă o intervenție terapeutică, specializată, cu niște chestii care cumva depășesc instrumentele pe care le au la îndemână psihologii din școli. Suntem în direct cu unul dintre ascultătorii noștri. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Bună seara, Costi mă numesc. Seara bună, Costi. Am fost foarte, foarte curios de seara asta, pentru că am și eu o fetiță și tot în clasa a patra este și nu știu cum aș reacționa dacă i s-ar întâmpla așa ceva. E ceva extraordinar. Este reacția firească a fiecărui părinte, Costi, și crede-mă, îți vorbește tatăl unei fetițe, unui copil de în clasa 5, adică și fiica mea este în clasa 5, am fix aceeași reacție pe care o ai și tu. Dar încerc să spun că până să reacționăm noi, poate n-ar trebui să ajungem în punctul în care să reacționăm, să încercăm să prevenim și să vedem de unde crezi că apar comportamentele astea, că asta încerc să-mi dau seama. De acord cu tine, uite, mi-am amintit de când eram eu mic. Pentru că dacă veneam acasă și se afla acasă de la părinții mei că am bătut pe cineva, era în stare taică-mi să mă mai bată și el pe mine odată, doar să nu mai fac așa ceva. Niciodată. Nu conta dacă părintele acelui copil pe care, să spunem, îl agresam eu sau ne certam că eram copii, era firesc. Chiar dacă mă urechea părintele acelui copil, mă mai urechea și taică-mea odată. Nici de cum să-i fi zis lui ceva. Costi, e adevărat, Costi, dar am o curiozitate. Crezi că faptul că noi am mai primit așa câte o corecție fizică atunci când eram copii, că am primit-o toți, da? Crezi că a fost cea mai inspirată metodă? Pentru că, uite, mă uit acum la noi și hai să recunoaștem. Suntem o generație de adulți obedienți, de cele mai multe ori nu ne asumăm responsabilitatea, ne ferim de orice ne-ar pune în situația de a lua o decizie serioasă. Adică, nu cumva poate ar fi fost mai de ajutor când eram noi mici să fie avut cineva răbdare cu trăznăile noastre și să ne întrebe de ce le faci, să încerce cumva să ne ajute de adevăratele. Partea cu pălmuț
sa, mie mi se pare cea mai confortabilă pentru mine adulta, cea mai comodă. Gata, am rezolvat problema. Nu, n-am rezolvat-o, că copilul respectiv înregistrează pălmuța aia undeva în subconștient și când o să crească mare sau când se duce afară printre prietenii lui, va face și el la fel. O palmă primită este o palmă dată al cuiva mai încolo. E un cerc vicios din care parcă mi-aș dori să ieșim într-un fel sau altul. Nu sunt de acord, pentru că eu, ca adult acum, nu aș face rău altcuiva. Mai bine evit. Și nu am nicio remușcare că mi-am luat pe o scărpăneală mic, nu am nicio remușcare acum față de părinții mei. Da. Și acum, adult, nu, ți-am zis, nu aș face rău nimănui acum. Mai bine evit, întorc spatele și plec. Prietenii se aleg după alte criterii, nu după o ceartă, nu după... Mă înțelegi ce da, vreau. Da, am înțeles. Am înțeles și îți mulțumesc tare mult pentru comentariul și observațiile pe care le-ai făcut. Continuăm discuția noastră cu un alt ascultător. Seara bună! Ne auzim la Europa, la Academia Europa FM. Cu cine vorbim? Bună seara, Florin este numele meu. Seara bună, Florin! În primul rând, mă bucur că vă ascultă cu precedent. A ridicat mingea la Sileu exact pe ceea ce, din păcate, prea multe cetățeni în lume pune accent în ziua de astăzi, adică educația de primire acasă, cu tot că, de fapt, marea majoritate ne așteptăm ca la școală profesorul să fie și jandarm, să fie și psiholog, să fie orice, să stea de bază, profesorul trebuie să aibă pauză, el trebuie să stea de bază pe boluri. Și vă spun, cunosc caz cu apropiat mie, în care, făcând profesorul de serviciu, într-o școală gimnazială și măcar liceu, sau că era doi băieți, respect zero față de profesor, da, față de doamna profesor, și și-a lăsat de la profesor niște pumni la ficat sau în stoac, oricum în zona asta, da? Deci asta trebuie să fac un profesor, după ce face facultate, după ce face profil psihopedagogic, e asta este rolul de profesor. Da. Sunt ironic, vă dați seama. Nu, categoric și... Te rog. În al doilea rând, dacă știm, am o curiozitate, elevul, copilul, agresor, ca să zic așa, ce vârstă are, pentru că este foarte important. În clasa 4-a 1 este ai 10 ani, altă este ai 14 ani. 10 ani, din câte știm noi. Sigur, trebuie să precizăm că în acest moment cazul respectiv este în atenția Inspectoratului Școlar, Ministerul Educației, din câte înțeleg inclusiv Poliției, și chiar așteptăm... Da, este o anchetă în desfășurare. Exact, așteptăm cu interes să vedem niște rezultate. Ok, precoare soluțiile privind comportamentul neadecvat al elevilor la școală, la modul general, dacă o să întrebați, și mă miră faptul că eu vă ascult în fiecare săptămână, chiar în fiecare seară, când pot, mă miră faptul că nu au intrat prea mulți profesori în direct. Dar cred că una din soluții ar fi pedepsirea, ca să zic așa, a părinților pentru comportamentul copiilor. Amendare, amenzi și toate celelalte. Pentru că doar părintele își poate potoli elevul, pentru că profesorul în fața elevului, chiar și a părinților, chiar și a societății, în ziua de azi este aproape nul. Da. Florin... Să precizez un lucru fără... Te rog. Chiar, nu știu cum să-l zic, ca să nu pară. Oricum, să vă spun că eu sunt un specialist foarte bun în domeniul în care lucrez. Am coexistat cu ideea de a fi profesor, dar nimeni nu mă poate convinge și nu e vorba de bani. Este vorba exact despre imaginea aceasta în care profesorul este practic umilit pe atitudinea celor din jur. Și cunosc cazuri de profesori care au renunțat la acest sistem pentru că s-au săturat, dincolo de birocrație, dincolo de zecile de ore care le petrec pregătindu-se pentru examene, dincolo de toate feriile acelea care toată lumea crede că sunt în vacanță, dar nu sunt în vacanțe, pentru că cel puțin 10-15 ani trebuie să învețe vară de vară pentru diverse examene. Da, Florin, să știi că îmi sună, iartă-mă, te rog, să știi că îmi sună foarte cunoscut ceea ce îmi spui. O singură observație, o singură mențiune am, e că nu toți profesorii sunt în această situație. Unii fac asta, alții nu prea, alții deloc. Adică, parcă n-aș generaliza puțin, dar să știi că alături de noi în studio se află doamna Berceanu, Andra Berceanu, din partea unui grup de inițiativă al părinților, și aș fi fost foarte curios, Andra Berceanu, să ne spui, foarte, foarte bine a precizat Florin mai devreme, cum e cu sancțiunile astea care trebuie să-i usture pe părinți? Credeți că vor avea efect? Credeți că impactul lor va fi ăla pe care și-l dorește lumea?
noi văd că ducem discuția în ideea de sancțiuni, dar practic acum vorbim de un abuz sexual pe care ar fi trebuit să-l prevenim. Adică acum, dacă am pedepsi părinții respectivi, tot nu am face prevenție. Eu mă gândesc la următorul aspect, că cumva toate aceste discuții despre sancțiuni și pedepse ne duc cumva în niște secole foarte trecute, unde educația se face, de educație aveau parte doar aristocrații. Deci dacă aveai, te nășteai într-o familie de aristocrați, se chemau profesori acasă, îți predau bune maniere, totul bine și frumos. Populația mare parte, în schimb, era total needucată la modul că nu știa să citească sau să scrie, trăia printre șobolani și moia de ciumă. Noi nu putem să aducem discuția în 2022 doar la nivelul acesta, părinții ar trebui. Adică eu sunt perfect de acord, eu nu am această problemă la nivel personal. Dar părinții sunt diverse categorii sociale. Și atunci când noi ne gândim la modul, ok, doar părinți, adică toată baza este la părinți, practic ne-am luat mâna de pe un procent mare de copii, lăsăm mai nimănui. Și dacă suntem atât de egoiști, eu o văd ca pe un egoism, trebuie să ne gândim că noi într-o țară și în societate nu trăim în bule, în bule de părinți care pot și copii care pot. Deci dacă bunăstarea populației depinde de educație și de aceea s-a inventat sistem de educație, ca să intervină... Este un serviciu public pentru care plătim public, taxe și impozite. Exact, care trebuie să intervină acolo unde familia nu poate, pentru că s-ar putea, de exemplu, în cazul de față, poate vorbim și acolo de violență în familie. Noi nu știm ce se întâmplă. Nu știm de ce acest copil de 10 ani a crezut că poate să facă acest lucru și cum s-a dus cu gândul la a face acest lucru, la ce a fost expus, ce a văzut. Aceste lucruri ar trebui să le determine investigația și Direcția de Protecție a Copilului. Da. Mihaela Săsărman, iată, am ajuns în punctul în care încercăm să ne dăm seama de ce ar face un copil așa ceva. Aș vrea să te întreb, cum îl putem ajuta pe un copil care ajunge să aibă un asemenea comportament? Vorbim despre copilul agresor, deși, repet, mie mi se pare victima amândoi. Dar cum îl putem ajuta? Pentru că, îți mărturisesc din experiență, școlile fie nu au instrumentele, fie nu știu ce să facă, fie habar n-am, încearcă să îngroape povestea asta sub un maldăr de birocrație. Cum putem ajuta un copil de felul ăsta? Un copil care este interesat de lucruri interzise, și un copil care a început să se simtă special, să aibă o senzație mai specială atunci când face lucruri interzise, atunci când se bate, atunci când împinge copiii, atunci când răspunde profesorului, este un copil care are nevoie de o atenție și o prezență din partea adulților care să îi ofere siguranța că se poate trăi și altfel. Ce spuneați mai devreme, doamna Berceanu, despre unii copii care nu au în familie, să spunem, modele și suport adecvat, poate nu o să reușească, adică fiind întru totul de acord cu ce spuneți, nu știu dacă școala poate să își asume această sarcină, pentru că în prezent nu există programe, nu există abordarea prin care școala să vină și să spună copilul acesta are nevoie de mai multă atenție, are nevoie să stea mai mult împreună cu un adult semnificativ, are nevoie să învețe de la cineva cum să-și ocupe atenția, cum să fie într-o viață interesantă, fără să facă rău altcuiva. Această modalitate de a aborda educația copiilor nu există. Profesorii, din experiența mea, spun de cele mai multe ori și pe bună dreptate, pentru că eu colaborez acum cu școlile, profesorii sunt terminați, nu au timp de nimic. Sunt toți cu norma, cu lecțiile, cu hârtiile pe care trebuie să le completeze, deci sunt la capătul puterilor. Consilierii sunt puțini. Întrebarea este cine ar putea să ia decizia să apară în școală programe complexe, multidimensionale, că se folosește adeseori cuvântul acesta, multidimensionale, care să răspundă nevoilor acestor copii, care sunt extrem de energetici, au văzut lucruri interzise, au văzut lucruri interesante în tot felul de locuri, au fost poate și ei victime la rândul lor și acum supraviețuiesc așa.
cine poate să... Nu e vorba că nu există cum să abordezi asemenea cazuri. Este perfect posibil, există în alte țări, în alte școli, astfel de abordări. Bine, noi spunem, iertați-mă, vă rog, noi spunem că nu există pentru că, mă rog, asta este realitatea cu care ne confruntăm noi zi de zi în școli. Da, de cele mai multe ori, cu toată onestitatea, și nu fac neapărat fac dintre asta o culpă pentru școlile din România, dar chiar nu au cu ce, nu știu, habar n-au pe ce să pună mâna într-o situație de genul ăsta, dar poate ar fi un semnal de alarmă pentru cei care au cu adevărat putere de decizie de la Ministerul Educației, exact, în Guvernul României, pentru că dacă vezi că e o problemă atât de gravă, investește, bagă niște bani acolo în programele alea de care amintați un pic mai devreme, în așa fel încât să nu-i împovărăm pe profesori cu ceva care poate, în fine, e greu de gestionat pentru ei. Deci nu e de domeniul lor, în ultima instanță. Exact, adică exact. Nu e strict de domeniul lor. E adevărat că au și profesorii un impact, în sensul că atunci când ești în apropierea unui incident și nu reacționezi, copiii din incidentul respectiv înțeleg că profesorului nu-i pasă și, adică, cu alte cuvinte, ei au voie să continue acel comportament. Și, cumva, într-adevăr, profesorii au un pic de nevoie să fie conștientizați mai prezenți, pe partea mai prezenți asta. Mai prezenți printre copii. Da. Da. Dar, finanțarea de astfel de programe este strict necesară și să nu uităm că finanțarea sistemului de învățământ curge de la Ministerul Educației către autoritățile locale. Deci, undeva trebuie umblat pentru ca să existe cu sens astfel de programe școală. Da. Suntem în direct cu încă un ascultător de-al nostru. Bună seara, Bună seara. La Academia Europa FM. Cu cine stăm de vorbă? Bună seara, Ionel mă numesc. Bună seara, Ionel. Sunt pentru tot de acord cu doamna care a vorbit un pic mai devreme, dar vreau să identific un aspect. Întotdeauna când apare un efect, există și o cauză. Cred că ar trebui să ne uităm mai mult la cauză și nu doar la efect. Asta încercăm să facem, să știm. Da, am observat. Adică trebuie să vedem cum un copil de 10 ani a avut acces la pornografie, pentru că despre asta este vorba, am înțeles până la urmă urmei. Ei, acești copii, sunt la 2-3 clicuri distanță de a ajunge să vizioneze anumite chestiuni, anumite filme, mă rog, mai deocheiate. Și cred că ar trebui cumva identificați de mici acești copii care au aceste inclinații către violență, către aceste aspecte, identificați, și nu ar trebui toți să treacă prin ceea ce spunea doamna, am uitat numele, iertați-mă. Doamna Mihaela Săsărman. Da, doamna Mihaela mai devreme. Ar trebui conciliați mai mult cei care au probleme, adică identificați de cine? De colegii lor, de profesorii lor, de directorii lor din școală, pentru că despre asta este vorba. Corect. Să educăm mai mult, să finanțăm mai puțin doar pentru cei care au nevoie, nu pentru toți, pentru că dintr-o mie de elevi dintr-o școală, probabil că au un comportament diferit doar, să spun, un 3-5% maxim, zic eu, poate 10%. Înțelegeți? Și atunci ei trebuie să identificați. Excelentă intervenția ta, Ionel, dar uite, aș vrea să te provoc o întrebare, pentru că, iată, genul ăsta de, să-i spunem, de consiliere, de suport psihologic de care spui tu, este foarte bine oferit de orele de educație sexuală. Și cu siguranță ți-amintești că în urmă cu câțiva ani, când, mă rog, au fost așa propuneri pentru introducerea educației sexuale, a sărit un sfert din țara asta în sus că atentăm la inocența copiilor, că le facem nu știu ce. Da, ok, și în mod evident n-am ajuns la niciun rezultat. În afară de cel... Dar nu a fost bine explicat. Așa este, ai dreptate 1000%. Nu a fost bine explicată situația aceasta. Deci s-a pus problema foarte prost. Nu este vorba despre o educație sexuală, cum să facă acel copil sex mai târziu. Nu. Este vorba de ce trebuie să se ferească, cum trebuie să se ferească, să se protejeze. De cine? De străinii care îi abordează în general, da? Ce trebuie să facă acești copii? Asta trebuie să învățați. Asta trebuie explicat părinților. Dom'le, eu nu îl învăț cum să facă sex. Eu îl învăț cum să se protejeze, să ferească. De ce? Și de acest internet nenorocit care a venit la pachet cu multe lucruri rele. Într-adevăr, este și bun internetul. Ca și cuțitul. Are un tăi să tai pâine. Dacă vrei să tai un om, poți să tai cu el decât să tai pâine. Da? Exact. Așa este și internetul. Este alegerea fiecăruia ce face cu el. Iar acești copii, în primul rând, ar trebui să aibă restricție la internet, de la o vârstă atât de fragedă, sau la anumite chestiuni,
și doi la mână când sunt identificați, imediat conciliați, pentru că ei la 10 ani pot face ceva. Dar imaginați-vă mai târziu, e prea târziu. La 20 de ani, la 30 de ani, și dacă nu sădești la rădăcina copilului ceva bun de mic, că el să crească într-un fel sau altul bine educat, să înțeleagă că ceea ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. De fapt, asta eram noi învățați la școală. Da, exact. Ție nu-ți place, altuia nu-i face. Dar de mic, de la rădăcină, este o problemă, pentru că el ajunge în societate și va fi un dezastru. Și va face o pagubă de 100 de ori mai mare, nu ca acum. Exact. Într-adevăr, este o problemă mare și pentru copilul care a fost agresat. Acolo trebuie să intervină și dirigintele, și directorul, și un psiholog, și trebuie să înțeleagă că nu toți sunt la fel și că a fost o întâmplare nefericită pentru el. Dar cred că trebuie să plece tot de sus, de la politic, nu doar de la nivelul școlar. Asta este părerea mea. Dacă nu se iau măsuri urgente, radicale, o să ajungem o țară de ratați. Iertați-mă că spun așa. Da, sper să nu ajungem acolo, Ionel. Oricum îți mulțumesc. Am pus, Doamne ferește, dar am auzit cazuri de licee cu, cum să spun, cu dedicație, adică licee foarte bune, unde sunt copii cu bani, se consumă droguri la 12-13 ani, se fumează... Păi, dar sunt știri dintre astea așa la ordinea zile, adică nu ne spuneți o noutate aici, să știți. Asta este ideea, asta este ideea. Trebuie tras un semnal de alarmă, Consiliul Profesoral al profesorilor, al părinților, nu știu ce consilii, toate la un loc trebuie făcut ceva. Televiziunile trebuie să intervină, la orice nivel, radio... Până la televiziune, Europa FM face asta în fiecare săptămână, credeți-mă. Ionel, îți mulțumesc tare mult, excelente comentariile tale. Andra Berceanu, bună observația lui Ionel, ascultătorul nostru de mai devreme. Într-adevăr, decizia trebuie să vină și dinspre cei care au autoritatea să o facă, instituții, dar nu mă pot abține acum, că citeam zilele astea de pildă, dacă nu mă înșel chiar astăzi, despre cazul unui inspector general de la Constanța, dacă mi-amintesc eu bine, da, așa, acuzat la un moment dat, au fost voci care l-au acuzat că ar fi mușamalizat un caz de abuz sexual și de data asta nu între copii, între elevi, ci de la un profesor către elevii și elevele lui. Și observ că e bine mersi, adică eu cel puțin n-am auzit să-l fi deranjat cineva cu vreo întrebare. Știu că e foarte energic așa în a da elevii, reprezentanții elevilor afară de pe la ședințe, dar în afară de asta n-am vrut să-l întrebe nimeni nimic deloc, absolut. Deci, cu alte cuvinte, problema asta cu abuzurile are niște ramificații mult mai complicate și care merg, iată, până în, nici nu știu cum să le spun, structurile astea înțepenite din sistemul de învățământ. Ce cu oamenii ăștia? Cum frânează? Cum blochează rezolvarea acestor probleme? Dacă vă amintiți, la începutul intervenției mele, eu am și folosit, m-am referit ca o nepăsare sistemică. Discuția, nu știu, greșim foarte mult și foarte des prin faptul că ne poziționăm părinți și profesori. Școala este o comunitate, noi părinții și profesori ar trebui să facem echipă și să reușim să facem, să determinăm sistemul să facă ceea ce trebuie. Apropo și de ceea ce ne spunea doamna Seseman. Da, profesorul, cum am spus, poate să observe niște lucruri, dar în rest sunt lucruri care țin de sistem. Și aici intervine și politizarea care este profundă în sistemul de educație și, într-adevăr, există această... întotdeauna interesul este cumva mai mult spre imagine decât spre a preveni, spre a găsi soluții și a crea o strategie pe termen lung, pentru că noi nu avem niciuna. Păi am văzut că domnul inspector general a fost primit astăzi la nu știu ce colegiu național cu pâine și sare. Da, ca președintele României, nu practic. Nu pot să cred. Da. Cum făcea Ceaușescu odată. Adică reflexele astea văd că s-au păstrat. Da, și copiii au dezbrăcați în frigul de afară, da. Așteptându-l pe domnul inspector. Da, deci cu alte cuvinte, știți, noi suntem șocați la prima vedere când vedem cazuri de-astea de violență, de agresivitate, dar dacă săpăm puțin, observăm că nu e vorba numai de copiii ăia de acolo, e vorba și de cum funcționează instituția, e vorba de cine răspunde la nivelul inspectoratului, e vorba de finanțarea, cum foarte bine spunea Mihaela Săsărman, care nu există pentru programe de felul ăsta. Da. Ei, dragi prieteni, de-aia se întâmplă lucrurile în școli. Suntem în direct cu încă un ascultător de-al nostru. Bună seara, cu cine vorbim? Bună seara, Raluca sunt. Bună seara, Raluca. Am și eu o fată, clasa a patra, inutil să spun că nu știu cum aș reacționa, ca să iau așa problemele punctual. Doi,
sunt generație 78 și nu am primit nicio pălmuță niciodată. Pentru care am crescut cu, crezând puternic în ideea că violența nu face nimic altceva decât să nască, nască violență. Susțin din toată ființa mea afirmația asta, credeți-mă. Din punctul meu de vedere, mă uit în jurul meu la părinți de vârsta mea, sunt o generație sau mai multe generații care nu fac decât să răspogolească un bulgăre. Odată bătut de copil, acea mică pălmuță, acea mică tragere de perciuni va conduce la un adult frustrat care va face fix ce a făcut celălalt adult, cât adultul din prezent era copil. Am încheiat și acest subiect. Apoi, e foarte, foarte frumos ce au spus invitatele dumneavoastră despre subfinanțare sau finanțare inexistentă, despre programe multiculturale, multi cum vreți noastră, despre ce vorbim. S-ar putea face de la educație civică din ciclu primar. I-a învățat vreodată cineva pe acești copii cum să identifice o informație cât mai apropiată de realitate în vastitatea internetului? Spunea domnul Ionel de interdicția accesului la internet. Mergem în curtea fructului oprit. Cu cât interziți unui copil de 10 ani să mănânce ciocolată, exact asta o să fac. Deci numai bine învățăm să distingă, să înțeleagă că internetul ne poate spune că porcii zboară și de fapt ei nu zboară. Nu-i ghidează nimeni. Așa mi-ar place să trăiesc într-o țară în care eu să fiu parteneră și să vorbesc de la egal la egal cu învățătoarea sau învățătorul copilului meu. Că nu am nicio jenă, nicio reținere, n-ai spune, am senzația sau am impresia eu ca părinte că acest copil are următoarele minusuri. Iar omul de la catedră să mă corecteze sau nu și să vină în sprijinul meu și în întâmpinarea mea, eu ca, haideți să vedem ce putem face împreună. Eu n-am trăit chestia asta de când a început copilul meu școala. Să fiu un parteneriat cu școala. Da, știi de ce, Raluca? Poate pentru că și asta e o presupunere de-a mea. Profesorii au intrat cumva într-o zonă defensivă în care li se pare că orice le-ar spune un părinte are ceva cu ei, oamenii ăștia o iau personal și la un moment dat, nu știu, pun așa un zid între ei și părinți și nu mai poți comunica cu ei. Poate, iată cum foarte frumos ai amintit mai devreme, poate că dacă profesorii ar înțelege că avem în părinți niște prieteni, niște parteneri cu care noi împreună putem să depășim nenorocirile astea, poate că am reușit să facem pași mai repede. Cred că aveți dreptate, pentru că spunea una din invitatele noastre că nu există bule. Ba da, în rândul părinților, în baricada asta a părinților, există milioane de bule și toți o iau personal când proful de mate, de exemplu, îi spune, domnule Robert, a luat 4 în teză. Părintele nu reacționează la modul, cum mi s-ar părea mie normal. Să vedem, profesore, de ce a luat Robert 4 în teză. Nu, părintele reacționează personal. Nu e adevărat copilul meu care face meditații, care va ajunge la Mihai Viteazu sau unde vrea el să ajungă. Părintele o ia personal și devine acel super părinte protector leu care, din dorința de a-și proteja pruncul, îi face rău. Da. Înțelegeți? Deci profesorii iau personal, sistemul nu este de niciun fel. Eu n-am nici 1% încredere în puterea decidenților din Ministerul Educației vis-a-vis de acest caz. Noi încercăm să ne păstrăm optimismul, că n-avem altă soluție. Îți mulțumesc tare mult pentru comentarii foarte bune, comentariile Ralucăi. Mihaela Săsărman, aș vrea să ne ajuți să înțelegem. Am vorbit despre copilul agresor. Hai să vorbim un pic despre copilul abuzat. Cum poate fi ajutat copilul ăsta să depășească o asemenea traumă? Că e la 10 ani să treci prin așa ceva e cumplit. În primul rând, este limpede că orice copil care a trecut printr-o experiență traumatizantă, printr-o agresiune, a fost obiectul unei agresiuni sexuale, are nevoie de consiliere, de terapie, are nevoie să integreze în viața lui sentimentul oribil de umilință și neputință pe care l-a avut în momentul în care a fost agresat. Asta pot să facă oamenii care sunt specialiști și să sperăm, îmi doresc din suflet, să fie cât mai mulți specialiști, consilieri școlari și psihologi care să știe să facă acest lucru. Mă gândeam că aș vrea să spun câteva cuvinte exact apropo de ce ar trebui să beneficieze, de ceea ce ar trebui să existe la dispoziția părinților cu copilul victima, câteva cuvinte în legătură cu educația pentru viața sexuală. Eu, pentru că mă ocup de
acest domeniu din mai multe puncte de vedere. Am formulat special pentru noi în România, în contextul în care, exact cum spuneai, lumea sare în sus când aude de educație sexuală în școală, am formulat această denumire educație pentru viața sexuală și pentru relația sexuală, care, în care se integrează educația pe care o cerea unul dintre ascultători, educația pentru prevenirea victimizării sexuale. Primul lucru, primul strat care lipsește, dar și de la adulți și de la copii, este felul în care recunoaștem începutul unei agresiuni sexuale. În felul în care recunoaștem mișcările, gesturile, poziția cuiva care ne poate ataca și care are intenții sexuale vis-a-vis de noi ca victimă. Copilul poate învăța câteva lucruri simple apropo de pentru propria sa siguranță în contextul în care, dar nu în contextul a ceea ce s-a întâmplat la școală. La școală, partea de prevenire, îmi pare rău să o spun, dar este clar la profesori. Și nu numai că părinții și copiii nu beneficiază de o educație prin care să recunoască comportamentele periculoase, dar adulții din școală, profesorii, nu au această formare și este foarte, cum să spun, în primul rând că este atât de necesar, îmi vine să spun obligatorie, dar nu se face, și în al doilea rând nu este foarte complicat. Pur și simplu trebuie să fii un pic atent, sunt câteva lucruri pe care trebuie să le înveți și să fii un pic atent și corecturile nu sunt grele. Singurul lucru de care e nevoie este un pic de autoritate sănătoasă din partea profesorului. Exact, exact, și asta încercăm, este un mesaj extrem de puternic și de simplu, de altminteri, pe care îl transmitem aici de la microfoanele Europa FM. Mihaela, să rămână, îți mulțumesc tare mult pentru suportul și observațiile pe care ni le-ai oferit în seara asta. Ana Berceanu, mulțumesc tare mult. Dragi prieteni, ne auzim săptămâna viitoare. Observați, hai să strângem rândurile că avem multă treabă și trebuie să le fim aproape copiilor noștri. O seară de milioane!